din episoadele anterioare. În sfârșit, avem semnale bune. Un donator? Nu. Dragostea are puteri miraculoase, dar numai cei care iubesc cu adevărat știu asta. De când a auzit că Andrei și-a sacrificat viața pentru ea, Maria a simțit că poate lupta cu boala, că trebuie să trăiască, să-i strige în gura mare, te iubesc. Știu că Andrei nu m-a înșelat și mă iubește. Îmi dă putere să trec peste toate. Stai să... Delia a comis-o rău de tot. S-a întâlnit cu Radu la hotel în timp ce Tauru o urmărea. Sorin a intrat peste ei în cameră furibund, dar isteținea și experiența Deliei au salvat-o deocamdată. Calmează-te o secundă să-ți explic. El e verișorul Radu, care este din provincie și stă aici la hotel. Bă, Răducule, scuză-mă, frate, am venit, e normal, ești tu bărbat acum, mă înțelegi și pe mine. Trebuie să recunoaștem, metodele Dianei ating uneori perfecțiunea. L-a convins pe Eugen să cedeze jumătate din avere și apoi l-a târât în fața ofițerului de stare civilă pentru cealaltă jumătate. Tocmai când amorezul încărunțit se pregătea să spună da, fosta lui soție decedată și-a făcut apariția. Domnule Eugen Mariș, de bună voie și nesfii de mine, luați-mi de sătărie pe Vitorișoara Diana Andădescu. Opriți mascarada asta. Începe Iubiri Secrete. Eugen, că deja căsătorit cu mine. Eugen e deja căsătorit cu mine. Deci, nu se poate căsători cu altcineva. Cum ai apărut tu aici? Tu parcă ai murit. Uite că nu am murit. Cu toate că unii ar fi vrut asta. Wow, ce surpriză! Anda e cât se poate de vie și de sănătoasă, stricându-i planurile Dianei și făcându-i lui Eugen un mare serviciu. Doamne, dar eu știam că a murit. Iubitule, de unde am mai apărut și asta? Asta a venit ca să strice cea mai frumoasă zi din viața ta. Credeai că o să pui mâna pe potul cel mare? Te-ai înșelat. Mai e altcineva pe listă. Tata, ți-este rău? Tensiune. Tensiunea, Doamne. De tată, ce să-ți fac, tată? Uite unde te-au adus femeile. Dacă nu te potolești odată. Ascultă-mă și pe mine. Că nu-ți vreau răul. Băi, mistrică, de aia plec o tată de aici. Hai, ieși afară, că m-a săturat de tine. Ieși. Tata, ți-e rău, Doamne. Da, singura pe care o să-ți stric. Anda, ești afară, că m-am săturat și datele alea îmi face corpul. Hai frumos, puțină liniște. Omul ăsta este rău, se poate așa. Domnul, păcat că suntem aici cu țară, tamenții, ieși afară. Hai, nu, ieși afară. Atât tu, ieși afară și ieși! Băi, potoliți-vă! Are probleme cu tensiunea, dar o să-și revine, îmi da pastilă, stați liniștită, mulțumesc mult de tot, mulțumesc mult! Ieși tu afară, hai, te rog frumos! Haide, hai, hai, nu mai rânji la mine, că n-am gândit să-ți văd fasolea, ieși afară, ți-ai gândit, blondină! Dacă că atât tu și amantul tău, Mădălin, o să plătiți pentru tot ce vreau să duc. Da, ce să spun aici, nu știu să faci oameni. Hai, pa, la revedere, drum bun. Mai eu plec pentru că m-am astăzi. Hai, Anda, la revedere, ieși. La revedere, să fiu urmă. Pa! Potoliți-vă, cațelor, ce sunteți! Ți-e bine? Și-a înscenat moartea. Ce-a făcut? Nu știu. Nu știu, tata, asta este în stare de orice. De asta spun, potolește odată cu femeile astea. Că uite unde ai ajuns. Delia a pus mâna pe niște documente ce trebuie să ajungă în mâna inspectorului Coman. Pregătește clanului Mamiron o viață liniștită, mâncare la ore regulate și zile de vizită în pușcărie. N-am umblat ce nimic, n-am nimic. Ce mă la spate? N-am nimic, lasă-mă să trec, hai. Bă, ce căuți în actele lui Ani, ești de bună? Ce căutai tu aici? Dar n-am căutat nimic. A plecat până sus și... Dar n-am căutat nimic, eu n-am... Băi, fetiță, vezi că asta e a doua oară. Deci Ani a adus o grămadă probleme și mie și lui Ani. Ce ai făcut? Ce cauți acolo tu noapte lui Ani? Băi, Ani! Băi, a venit locul! Ce ai făcut, țipește? Sorin! Băi, de ce țipește? Iubire! Băi, vezi că simulează că m-a dat la ea? Vezi că umbla la tână? Umbla la tână, frate! Dă-mi tu ce ai făcut de mai! Mai ai trebuit să fie de aia, bă, 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 iubire, de fiecare dată. Băi, să mă duce, ia de gălea. Ce s-a întâmplat? Vezi că ți umblă noapte, frate. Am coborât până jos, iau ceva de băut și era noaptele alea. Ia mă, arată-ne că n-aveai acolo nimic. Iubire, de fiecare dată când mă găsește singură, încearcă să mă pipă, e nu e prima dată. Tot timpul faci asta. Bă, termină-te, bă, cu asta, ești prost. Bă, ia-ți-o, bă, frumos, ești prost. Bă, stai să dă-l aia, bă! Da! Alu, Sorine,
Bă, uite cu ala mine că o să te distrug pentru lucrurile astea care le faci. Băi, Sorine, mă, trimite-o. Băi, Sorine, să-ți fie rușine, mă. Auzi, Sorine? Stai un pic. Iubire, te rog eu, du-te în cameră. Ce să te rog, nu, nu e bine să asigi la discuție, nu, te rog, nu, te rog, mergi. Băi, nu pleacă weekend să tireze alea, unde să ducă în cameră, ești prost? Așa e bine. Ce să tireze, mă, ce să tireze, că te dai la aia sau ce? Nu știu ce face. Ține minte ce spun. Jur că dacă se dovedește că e adevărat, cu mâna mea o fac să dispară. Păi ce să mă, că a plecat în cameră, acum are timp să scoată aia, ești de bun, ce să mai? Gata, gata, hai să ne calmăm. Cu tine o să discut într-o altă zi, hai să ne calmăm. Păi mine, e nunta, lasă-mă să mă liniștesc și eu, să fiu și eu cu soția mea, lasă-mă, nu mai crea, crezi, nu mai discuți din astea. Bine, nu tu, nenorocitul ăsta. Sau nenorocit ăsta? Nu e nicio nenorocită, termină, soția mea. E zâna bună! Și o să te iubesc toată viața de acum înainte. Nu te-ai schimbat deloc. Tot același ai rămas. Mădălin se întoarce acasă. E adâncit în gânduri. Iar se visează bogat și atotputernic. De data asta ar avea ceva șanse. Dar planurile îi vor fi stricate din nou. Ce faci, măduțule? Nu făceai parastați deja, nu? Știi ceva? Ce? Dacă prima oară nu mi-a ieșit, a doua oară nu mai scap. Ba, o să scap. O să fac? Eu nu știu cum ai scăpat odată din ghearele mele. A doua oară, îți repet. Da, bă, nu mai scap. Nu mai scap? Te cam repet, măduțule. Ți-e frică cumva? De data asta nu mai scap tu, mă. Pentru că deja nu mai mi-e frică de tine și știu exact ce o să-ți fac. Hai, lovește-mă, dai. Îl vezi pe domnul ăla de acolo? Îl vezi eu de ce frumos e. Bună ziua! Dar abia așteaptă, nenorocitule, să mă atingi, că direct la închisoare ajungi. Un motiv aștept. Bă, tu nu înțelegi un lucru. Prima oară am ajuns la tine, m-ai înțeles? O să ajung și a doua oară. Radu! Tu stai, că nu văd bine! Doamne, mi-ai ascultat rugile! Mi-ai adus-o din rai să facă dragoste cu mine! Sunt formă de îngeraș chiar. Uimit, nu? Ce faci? Cum ce fac? M-am întors ca să-l bag la închisoare pe acest animal, acolo unde e loc. Nu. La zoo i-ar fi loc mai degrabă după gratis, zic eu. Ai dreptate. Râdeți voi, dar cine râde la urmă râde mai bine. Ai auzit înțelepciune? Asta a zis-o din ceafă, îți spun eu. Întotdeauna a fost un înțelept, dar n-am știut noi să apreciem. Băi, hai, lasă vrăjeala, acum ai înțeles, te-ai întors din rai după mine, îți facem dragoste, dar totuși, ce faci aici, cum ai apărut? Să zic, să nu zic, nu zic. Nu. Te lasă mor de curiozitate, nu o să spun la nimeni cum am ajuns aici. Păi da, mă, dar tu parcă erai moartă. Bine, oricum ești moartă și acum, dar după mine, normal. Nu te-ai schimbat, mă, deloc, la fel ai rămas. Cum să nu mă schimbăm? Uite-te la mine, că mi-am luat alte haine.
Dacă vrei, îți arăt că am și alți chiloți. A, nu, 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 te cred, dragă, nu e nevoie să-mi arăți, stai liniștit. Plus de asta trebuie să mă duc, că am câteva lucruri importante de făcut. Dar păstrăm legătura, nu? Ce, ca de exemplu ce lucruri mai importante decât să-mi vezi mie chiloții și să mergem sus? Spune-mi ceva mai important. Să găsesc o modalitate să-l înfund pe animalul ăsta. Și dacă stau bine să mă gândesc, cred că tu poți să mă ajuți. Ei, la asta chiar nu se aștepta tânărul criminal Mariș. De fapt, nici nu mai e criminal din moment ce victima lui se plimbă sănătoasă prin București. Cum naiba o fi scăpat când el a împușcat-o cu mâna lui? Mare dilemă. Băi, tiotule, Mădălin cu tine vorbesc. Tu știi ce-am pățit din cauza ta? A venit Anda când eram la starea civilă. Mi-a stricat totul, știi? Știu de Anda, Diana. Nu e momentul să vorbim. Bine că știi de Anda. Ne întâlnim mai târziu la hotel și vorbim acolo. Da, te întâlnești la hotel. Bine că vorbim acolo. Tu nu înțelegi că mi-a stricat toate planurile. Nu mai țipa. Dragoste, ce faci? Ești cam nervoasă. Ce-i cu tine? Sunt supărată, Eugen. Cea mai frumoasă zi din viața mea s-a transformat într-un mare coșmar. Cum, iubire, dar nu-i motiv de întristare. Divorțăm și problema e simplă. Se rezolvă, dar se poate. Da, mă aștepta foarte mult momentul ăsta. E, încă puțin. Ia priviți cum plutește dragostea în aer. Păi da, trebuia să vii tu să faci remarci din astea. Sigur. Îl că simt da. Mireasma. Ești botoasă? Nu, cred că ar fi cazul noi să mergem în camera noastră. De ascultă-mi ce? Pe mine. Ghici. Ghici de ce? Ia uite, ca să vezi. Te rog. Nu-ți face plăcere prezența mea? Ba da. Scorpian naibii, ce ești? Ce faci, mami? Madalin? Mădă? Da. Ce s-a întâmplat? De ce e supărat? Vrei să vorbești cu mine? De ce, mama? Știi ce s-a întâmplat astăzi? Am auzit ceva. Ai auzit? Nemernica asta s-a dus pe furii să se căsătorească cu tata, fără să spună la nimeni, au vrut să o facă pe blat așa, amândoi, iar cealaltă, altă nenorocită, și-a înscenat moartea, spune tu. Și ne-am trezit cu ea acolo. Probabil. Mami, dar ce-i cu tine? Nu ca ceva, și cred că am o indigestie. A mai rămas o zi până la nuntă. Sorin e entuziasmat, fericit și foarte îndrăgostit. Sentimentele Miresei sunt la fel de puternice. Delia e tristă, plictisită și tare nefericită. Chiar mă gândeam, cine n-ai credea vreodată că fata care a răpit-o acum câteva săptămâni o să fie soția mea? Cine puteți să credeți? Destin, vezi cum e? Intră! Bună! Bună! Ce faceți? Scuze că am dat buzna așa, dar Iani mi-a spus să urcă. Nici problemă, poți să vii aici. Uite, tocmai vorbeam de nuntă. Da, super, super. Ce mă bucur. Ia zi, iubita mea, ești pregătită să fii domnișoară de onoare? Stai să mă abia aștept. Mă, Alexandru, o să avem o super nuntă, fastoasă, luxoasă, exact cum își dorește iubita mea, cu lăutare, cu, o să vezi, cu surpriză, să fie minunat. O să-ți placă, sigur. Da. Iubito, știi ce te rog eu foarte mult? Ia, ce mai? Ne lași și pe noi un pic așa să discutăm între patru ochi, te rog? Nu, Iubita, nu vă las, că nu mă mai satur să te privesc. Hai, măi, te rog un pic, că noi avem așa de discutat niște chestii, ca între fete, mai povestesc și eu una alta. Hai, 2-3 minute, atât. Te rog, hai, te rog. Bine, Iubita, dar să nu stați mult, că o să mi se facă dor de timp. Nu stăm, promite. Bine. Solena. Să ai grijă de ea. Da? Da. Pa, pa. Îți dai seama că am grijă de ea. Of, bine că am scăpat și de ăsta. Fii atentă, trebuie să-ți dau ceva. Ce mai dai? Da, așa. Iei actele astea și le duci inspectorului Coman, ai înțeles? Aici sunt dovezile că băieții ăștia, mami Ronii, fac o grămadă de excrocherii și de falsuri. Și cu actele astea poate să-i bage în închisoare pentru foarte mult timp. Și roagă-l, te rog frumos, pe domnul Coman să facă asta înainte de nuntă. Pentru că altfel viața mea s-a terminat, înțelegi? E foarte riscant, Zelena, dacă te descoperă ăștia că e trădat, ce o să se întâmple? Nu am altă soluție, Alexandra. Și în plus, n-au cum să descopere nimic. De unde să știe că eu am luat actele astea? E singura mea variantă. Bine, hai că le scui undeva să nu vină careva să ne prindă. Ok, bun. Păi, Delia, ce viață ai și tu, sper să te liniștești cu chestia asta. Măi, îți jur că dacă mă ajut cu faza asta și reușesc să fiu din nou împreună cu Radu, mă liniștesc, îți jur că mă liniștesc, dar ajută-mă cu asta. Stai liniștit, o să am grijă să ajung unde trebuie asta.
Îmi pare bine că ai întârziat atât de mult. Înviera Andei a dat peste cap o grămadă de oameni, dar cel mai afectat e Mădălin. Dacă facem un calcul scurt, Anda ar fi a cincea persoană pe care tânărul încearcă să o omoare, eșuând lamentabil. O, vezi că din cauza ta s-a dus dracu tot planul meu, înțelegi? Din cauza ta eu nu am nimic. Nu mă țipă la mine că nu rezolv nimic. Să nu țip la tine? Ce vrei să-ți vorbesc frumos? Vai, iubitule, din cauza ta s-a dus dracu tot planul. Vrei să-și zâmbesc? De ce s-a dus, mă, din cauza tău planul? De ce? Pentru că n-ai fost în stare să o omor pe aia odată, înțelegi? Nici măcar o treabă n-ai fost în stare să o duci până la capăt. Și acum, 25% din companie este la Anda, nu la mine. Că eu, dacă eram căsătorită cu Moșu, eram un dobândit în timpul căsătoriei. O să te căsătorești mai încolo, care e problema? Dar nu e același lucru, ești bătut în cap, dar are Anda totul. Lasă că Anda mă ocup, nu mi-a ieșit din prima, o să-mi iasă din a doua. Și tot o să o rezolv. Nici măcar n-ai fost în stare să te să-i verifici pulsul, nici măcar atât am dat-o scapul. Trebuia să-mi apară aia la stare. Băi, unul nu mai țipa la mine și controlează-ți tonul. Mă, de mine mami, sau mi se pare mie? Că te-am menit și eu pe tine. Și dacă nu găsești o rezolvare la toată chestia asta, o terminăm definitiv, ai înțeles? Îți este clar? Clar sau nu? Hai mă, că nu mai ești pe pa! Vă salut, doamnă. Am făcut un nou set de analize. Așa. Și Maria este și mai bine. Oh, e incredibil ce se întâmplă. N-am avut niciodată o evoluție așa de spectaculoasă, așa de bună la un pacient. La spital, atmosfera e mult mai veselă. Andrei e sănătos, fericit, Maria își revine pe zi ce trece și iubirea lor e mai mare și mai eu să fac de câteva luni. Cu puțin noroc, așa, sper să reușesc zilele astea să adun dovezile necesare împotriva lui pentru a-l trimite definitiv acolo unde este locul. Am deja o surpriză pentru el. După împărțeala averii în biroul judecătorului, Mircea a venit să-i dea și lui Iani partea ce îi se cuvine. Împreună dețin acum 50% din Mariș S.A. și din toate posesiunile lui Eugen. Of. În sfârșit, iată o zi în care începe bine pentru mine. Auzi, Mircea, deci trebuie să facem niște calcule. Eu 25 și 25, 50 împreună. Asta înseamnă că avem putere de decizie în firmă, țupane. Avem. Și restul? Pe restul de 50 este la Eugen. Dar cred că nici nu vrei să te gândești ce e acolo. Ai văzut la Imola? Cam așa stau toți, în pole position, ca să punem mâna de ce pe ceva din toată averea aia lui Eugen. Mâncătorie mare de tot la el. Mâncătorie mare? Cred că dacă stau bine să mă gândesc, ar putea să-ți iau restul de avere cu japca. Ce să faci tu cu 25%? Băi, Ani, am avut o înțelegere. Păi acum, ce faci? O înțelegere scrisă? Nu, dar și cu asta n-am avut atunci... o înțelegere scrisă. Am zis că suntem oameni de cuvânt. Am bătut o palmă pe
Mă, e la sentiment. Am cam glumit. Mă, ce băbălău. Bă, tu ești și comic. Păi cum mă vii cu glumea deci dintre astea? Deci vii la veste bună, mi-aduci bănișorii și mă faci și să râd. Iani, dar tu ce vrei să faci cu partea asta ta? Nu vrei să o vinzi? Băi, Mircio, la câte rele am făcut și la câte timpenii am făcut, tu crezi că eu aș vinde partea asta din firmă care, dacă stau să mă gândesc, e o afacere, în primul rând, legală, curată, da, și care mi-aduce niște bani stând în casă și uitându-mă la televizor. Și în plus de asta, m-am mutat mai bine pe actele firmei. Sunt o grămadă de terenuri, apartamente și așa mai departe. Și în plus, ca să-ți dau o veste bună, așa, casa e trecută pe firmă, Casa Marișilor. Nu. Nu, casa este pe numele lui Eugen, nu este, n-are. Deci ești om necredinciosul. Dacă vreți, arăt actele. Ia. Adică, ce vrei să spui, că 25% din casa aia este a mea, 25% este a ta? Da. Și ne putem muta acolo. Nu te poți muta acolo, pentru că eu, nu știu, mie îmi place aici. E casa mea, WC-ul meu, acolo miroase. Deci tu poți să te duci. Știi ce? Chiar am să mă duc. Ce pot să spun? Distracție plăcută. Mersi mult de tot, în special pentru informația asta. Nu-ți dai seama cum poate schimba totul. Auzi, Mircea, și încă ceva. Zim. Dacă te duci acolo, spală-te. La secția de poliție, Adrian și Pătru dezbat ultimele evenimente, însănătoșirea Mariei și frumoasa poveste de dragoste dintre ea și Andrei. Conștientizarea faptului că Andrei nu a înșelat-o, la care se adaugă faptul că el și-ar fi dat și viața pentru ea, a mobilizat-o. Nu ai văzut? Dragostea face miracole. Bună ziua! Tu ce cauți aici? Păi m-am întors. Păi cum ne-a fost vorba? Nu te întorci până când nu-l prindem pe Mădălin. Ne-am chinuit prea mult să-ți înscenăm moartea, tocmai ca să avem liniștea necesară să-i strângem dovezi. Am aflat că Eugen se căsătorește, nu puteam să stau cu mâinile să... Totuși eu sunt doamna Mariș, nu? Am, da. Sunt treburi mult prea importante aici. Pe mine prea puțin mă interesează ce ai aflat tu. Tu trebuia să stai ascunsă în Baia Mare, în programul de protecție a martorilor, așa că te întorci frumușel acolo. Încă nu te-ai convins că dezaxatul ăsta e în stare de orice. M-am convins, domnul comisar, dar știu cum să mă oferesc de el și nu mi-e frică de el. Și ce faci dacă te caută din nou? Prima dată fii atentă. Te-a salvat vesta anticlons pe care ți-am pus-o. Altfel erai acum omovilisă la cimitir. Bună ziua! Bună, Alexandra! Mă scuzați că vă deranjez. V-am adus actele astea. Ce sunt astea? M-am întâlnit de curând cu Delia și mi-a dat niște dovezi împotriva clanului Mamiron. Și vă roagă din tot sufletul să faceți ceva, să-i arestați pe acești excroci, pentru că mâine o să se căsătorească cu unul dintre ei. Ce, Mădălina se căsătorește? Da, e o poveste mai complicată și... La fel ca și tine, Delia a luat-o pe cont propriu și a intrat în impas, nu ne-a ascultat pe noi. O să studiem actele, dar sincer, nu pot promite că până mâine o să pot obține un mandat de arestare pentru escrocheriile mărunte pe care le-am văzut eu acolo. Păi, dar cu tine ce e aici, sexy călugăru? Adică n-ar trebui să știam că te mutasei în spital cu Maria. M-am mutat în spital cu Maria, dar am venit pentru că vreau să vorbesc puțin cu Mădălin. Mamă, așa hotărât deodată ai venit. Bă, știi care e faza? Mi-am dat seama ce fel de om e. Mi-am dat seama ce probleme a creat. Și vreau să vorbesc cu el pentru că situația asta nu poate să continue așa, punct. Deși a fost mereu fratele bun și îngăduitor, Andrei nu poate tolera o amenințare la adresa relației lui de dragoste. Când e vorba de Maria, tânărul e capabil de orice, după cum am văzut. Dacă ai nevoie de mine, eu să fiu sus în deal la Irinuca. Facem ce? Hai, fugi! Plantăm un copac. Hai, fugi! Hai, gata, că am plecat. Să nu te aud. Salut, Andrei. Te rog frumos, ia un loc acolo, două minute. Și că vrei să vorbești cu mine. Sunt mai ochi și mai urechi. Cum se simte Maria? Ok, în primul rând, te rog frumos, ternă cu ironiile și cu prostiile astea, unul la mână. Doi la mână, mi-am dat seama ce fel de om ești. Noi până acum am discutat foarte civilizat, am încercat să-ți dau o șansă, dar am aflat că toată faza cu Delia, tu ai pus-o la cale. Andrei, eu ți-am mai zis, înainte să intru în familia asta,
Am făcut foarte multe lucruri, dar m-am schimbat. Iar toată afară s-a băgat o radu în cap? Nu, fede de aici, Mădălin. Tu mi-ai distrus mie așa, mi-ai distrus viața, mi-ai distrus viitoarea căsnicie și ți-ai bătut joc de mine. Eu am încercat să-ți iau partea, am încercat să nu-l ascult pe tata, am încercat să te respect și să-ți dau o șansă ca tu, fiind fratele meu, să poți să trăiești în casa asta. Ai abuzat de acest lucru și vreau să știu o singură chestie. În casa asta, sub acoperișul ăsta, noi doi, nu vom sta. Ascultă-mă bine. De când e în casa Mariș, pe Irina o încearcă sentimente total necunoscute până acum. Iubire, dorință, gelozie. Toate față de aceeași persoană, Radu. Optica ondulatorie, asta trebuie să fie. Sunt invizibil? Care sunt supărată. Caracterul acidopatic. Ce-ai pățit? Org. Auzi, uite și vorbește cu Delia, poate ea vrea să te asculte. Aha, mă, ce treabă are Delia, ce ai zi? Radu, unde ai fost? Am fost în oraș cu Ionuț. Toată ziua? Da, pe cuvântul meu, de data asta chiar nu te mint. Ah, de data asta? Da. Și celelalte dăți? Nu, știi că mă mai bâlbâi așa. Când sunt în prezența ta diafană, mă bâlbâi, sunt... Da, sunt asta, îndrăgostit asta de tine. Asta pe care îl spui și Delia sau nu, cum? Nu, da, mă mai bâlbâi așa. Haide, mă, ce trebuie tu cu Delia? Și așa nici nu mai contează, ea oricum se căsătorește acum. Stai să stai, cum adică se căsătorește? Tu uite așa bine, ea se căsătorește. Tu faci mișto de mine? Nu, vorbesc serios, suntem invitați la nunta ei. Păi cum? O să merg doar ca să mă conving. E perfect, doar atât am nevoie. Și acum, hai să lăsăm discuțiile astea inutile. Hai să facem puțină dragoste. Oh, puțină dragoste. Da, puțin așa, doar. Așa puțină dragoste. Doar de încălzire, așa. Doar puțin. De încălzire. Da, doar de încălzire. Nu. Hai să facem atât în cameră, doar de încălzire. Ah, da, îmi place, e bine și așa, bună idee. Hai să mergem. Da. Hai să mergem. Hai. Băi! Ce faci, mă? Te-am păcălit. Cum, de cum ai? Uite așa. Uuu, te-ai șmecherit și tu, mă? Am avut de la cine să învăț. Ești un profesor extraordinar. Oh, mi-ai tras. Oh, bine că am învățat-o și pasta la prostie acum, ca să-și bată joc. Ascultă, Sărmin. Auzi, mă? Tu ai ajuns să-l bagi pe Andrei împotriva mea? Băi, stai un pic. Stai că-ți plezănesc în ceapa și e păcat. Nu te enervi. Băi, Aschiuță, eu n-am chef de glume cu tine acum, ai înțeles? Tu chiar vrei să te calc în picioare, mă? Facem un grătar de porc. Facem un grătar și te calc. Ce-i cu voi, mă? Ce aveți? Nu știu, bunicule. Eu i-am propus să mergem la o plimbare pe aleile grădinii zoologice și mă refuză. Nu vrea să fim prieteni. Nu știu ce-i cu el. Bă, mai mă lua la mișto, că te calc în picioare. Madaline, te rog eu frumos să schimbi limbajul. Auzi, ceva? Ia lasă-mă tu pe mine cu trisele astea comuniste. Ia-l pe nepotătu, bagă-l într-un acvariu să nu se rănească. Că e firav rău. Cu o seară înaintea nunții, Iani și-a luat în serios rolul de frate mai mare. Nu e de acord cu alegerea lui Sorin. Nu o vrea pe Delia în neamul lor, dar își iubește frățiorul și pentru ei familia e cea mai importantă. Foarte frumos. Trebuia să faci o glumă. Normal. Deci v-a să zic că mâine adi o burlăcie, a? Cam așa se spune. Opa, așa. Băbeatule, tu e sigur? Nu înțeleg întrebarea asta. Dacă sunt sigur că o iubesc, normal că o iubesc. Tu ești sigur că vrei să iei pasta de nevastă? Normal. Știi de ce? Nu, dar să-și fac pasul. Știi de ce? Eu sincer n-am nimic cu ea. E chiar drăguță. Am eu gusturi nasoale? Da, craci sunt mișto. Dar, nu știu, mi se pare lașă. Mi se pare perversă, cu mai multe fețe. Șmecheră și abilă. Exact ce-mi trebuie mie. Și nouă. Tu crezi că vreodată o să am nevoie de ea să-mi spele vreo cămașă? Sau vreo pereche de pantaloni? Asta nu știe să curețe un cartof. Ești un misogin. În altă ordine de idei. Mâine cu nunia e la 11. O să o facem aici în casă, decât noi și neamurile. Așa. Și după biserică am vorbit la un restaurant adevărat, super adevărat. Meniu italienesc, vinuri mișto, muzică nu mai spun. Ce altceva mai vrei? Vreau să îți mulțumesc. Numai că îmi pare rău că nu mi-ai spus mai dinainte, că altfel avem timp să chem și mai multă lume. Așa mâine la restaurant nu o să fie, cred că, mai mult de 400 de persoane. Hai, poate 500. Ce faci, iubita? Bine. Știi ce am vrut să te întreb? Ia, yeah. Ce? Zi-mi și mie când poți să-mi chem invitații mine la ce oră? Păi să-ți explic.
o să se desfășoare aici, în living-ul nostru, cu nia civilă. Poți să schimbi apropiații, poți să schimbi pe cine ai tu, așa. Și o să fie în jurul orei 11. Păi, dar de ce așa de vreme? Pentru că mâine la 11 are timp primarul să vină aici, acasă, în living, să vă cunune. Mi se pare de vreme așa. Nu e deloc de vreme. O să urmeze după asta, după biserică, mă rog, o să urmeze o petrecere fastoasă, luxoasă, unde o să te simți bine, o să fie plină cu surprize, o să vezi ce frumos. O să fie și muzică populară. Și, bineînțeles, cu maestru Ian o să ne încânte și o să ne cânte. În mare secret, Comitetul pentru Combaterea Criminalității de la Vila Mariș s-a întrunit pe terasă. Valeria este și ea invitată pentru a-i se aduce la cunoștință hotărârea majorității. Andrei, s-a întâmplat ceva cu Maria? Să sperăm că va fi din ce în ce mai bine, Maria. Bun, atunci ce s-a întâmplat? De ce m-ați... Mamă, ideea e în mod următor. Noi nu mai putem tolera pe Mădălina aici în casă. Punct. Da, mai. Stați. N-am înțeles. Dar ce v-a făcut Mădălin? Ce s-a întâmplat? Mamă, nu înțeleg de ce. Nenorocitul ăsta a vrut să ne strugă căsnicia. Te rog, nu mai lua apărarea. El m-a pus lângă Delia în pat. Eu nu cred. Andrei, fratele tău, nu cred că era în stare să facă așa ceva. Măi, Mădălin, uite, m-am gândit și cu Andrei. Au fost mai multe probleme care au coincis. Gândește-te la un lucru. Adu-ți aminte de accidentul lui Radu la curse. Adu-ți aminte de accidentul lui Andrei. Plus ce mai spune și el în legătură cu Delia. Stai puțin, mamă, stai puțin, bunicu, că uiți. Și nu uitați că l-ați prins în pat cu Anda. Da. L-a prins bunicu în pat cu Anda. Da, toate astea au o legătură, nu-ți dai seama, tot la el conduc. Da, da, aici ai dreptate cu Anda, dar de restul nu-mi vine să cred că putea să facă așa ceva. Tata, e și nepotul tău. Mamă, Radu mi-a spus că l-a văzut făcând asta, că pardon, că l-a auzit mărturisind că a făcut asta și plus de asta și Delia a spus același lucru. Și atunci? Și atunci noi am hotărât că nu mai putem locui cu el împreună sub același acoperiș. Punct. Și atunci ce vreți să faceți? Să-l dați afară? Nu, fie atent. Eu vreau să-l dau afară, da. Eu sincer să fiu, m-aș fi gândit să-l dau afară pentru că a făcut prea rău. Dar bunicul e mai împăciuitor și mai bun. Și am gândit să găsim o soluție. O să-i dăm niște bani. O să-i cumpărăm un apartament, punem un apartament la dispoziție. Și fii atentă, va trebui neapărat să-l ducem la doctor. Trebuie să recunoști, Valeria, are o problemă. Trebuie internat, mamă. Deci, doamnă, noi o să mergem la o nuntă și vreau să întoarcă toată lumea capul după ea, asta e ideea. E ziua nunții. Radu și Irina se pregătesc de ceremonie. Vor merge împreună din motive separate. Irina vrea să se convingă că Delia se mărită, iar Radu vrea să o facă geloasă pe mireasă. Să-mi plouă în gură, doamnă, să-mi plouă în gură când o văd, atâta vreau, atâta. Radu, astăzi mă descurc și singură, da? Poți și eu să vorbesc. Da? Doamne, deci vreau... Bine, gata. Am plecat, vă lăsăm. Să plâng lângă ea, doamnă, să plâng. Atâta vreau, atâta. Deci, doamne, am perfect încredere în dumneavoastră. Deci vreau să fie ceva senzațional și șocant, așa. Așa vom face. Vom face ceva foarte modern, ceva ce se poartă și în acest an, dar ceva foarte șocant, încât, într-adevăr, cum spune Radu... Să fie o surpriză. Lumea se întoarce capul de după tine și dacă te uiți în oglindă, chiar nici tu să nu te mai recunoști la prima imagine. Perfect. Ah, Doamne Dumnezeule, abia aștept. Sper să scoată o gagică. Da, știi de ce faci tu chestiile astea? De ce? Ca să faci geloasă pe Delia. Haide mă, lasă-mă cu Delia. Uite-te ce gagică bună am lângă mine. Uite în ce se transformă acum. Cum să mă gândesc eu la Delia? Păi să zic și eu. Da mă, bine mă gândesc la ea așa și ce? Păi da, de ce o faci? Păi nu știu. Așa sunt, eu cred că am niște probleme. Nu? Mamă, dar bine zici. Da mă, da. Păi și ce, care-i problema dacă-s două până la urmă? Adică, e vreo problemă? Nu pot să am... trei mame. Da, mă, da. Poți să ai doar una favorită. Și restul las că le împart eu. Nu-ți face griji pentru asta. Dar oricum, acum, numai, acum sunt cu Irina, se transformă într-o bunăciune. De ce trebuie să mai stea mie capul la Delia? Păi să vorbesc și eu. Așa e. Ai dreptate. Nu mă mai gândesc. Asta zic de un sfert de oră. Da. Nu mă mai gândesc la Delia. Gata. Am terminat-o. Acum, am terminat-o. Gata, mă uit la bunăciunea asta. Doamne, ce iese din ea. Doamne, ce iese. Pe holul spitalului, Adrian și Andrei poartă o discuție ca între tată și fiul.
Mădălin e subiectul conversației și toate necazurile provocate de el. Și cel mai bine ar fi să părăsească casa. Este foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta, dragul meu. Faptul că acolo la voi în casă discutați problemele deschis și încercați să dezamorsați conflictele, uneori îmi fac și eu bine. De ce? Uite că n-am reușit să strâng la timp și suficient de bine dovezile ca să le închid definitiv. Tată, nu mai știu cât de mult te-ai chinuit și până la urmă lasă. Oricum, hai să schimbăm discuția asta, că deja mă presează foarte mult și acasă e tensiunea foarte mare, n-are sens să o ajung și aici. Mai bine. Ai dreptate. Ce faceți? Și noi, la o stai, discuție. Stai. Chiar e foarte bine că v-am găsit pe amândoi. Vrem să vorbesc cu voi. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, asta e liniștit. În primul rând vreau să spun că îmi pare rău și îmi cer scuze, am greșit. Și dragostea ta a salvat-o, sunt sigură. Fără ea n-ar fi putut trăi. Și mai îmi doresc ceva de la tine. Ce? Să-mi promis că într-o zi o să fii generele meu. Îți promit, hai vin cu tine. Și domnul comisar Coman. A, să vă las în pace să plec? Nu, vreau să auzi. Și ție îți datorez niște scuze, nu-i așa? Cornelia, îmi pare rău. Întotdeauna te-am înțeles. Și înțeleg perfect prin ce ai trecut. Vezi, este așa cum spuneam. Faptul că am rămas uniți în fața tuturor acestor încercări la care Dumnezeu ne-a supus în ultimul timp, ne-a făcut să le putem depăși mult mai ușor. Tată, dacă nu vă și îmbrățișare acum la finalul discursului, degeaba. Delia va deveni azi doamna Mamiron. Va fi bogată, răsfățată și iubită. Până aici, niciun motiv de bucurie, dar poate se găsește totuși unul cât de mic. Nu pot să cred! Ce faci, măi? Ce faci? Începește-mă că sunt reală! Tu nu trebuia să fiu moartă? Da, măi! Cum ai... Doamne, mi-am făcut atâtea griji pentru tine, nu pot să cred că ești aici! Ce faci? Ce să fac, mă, m-am întors. M-am întors și sunt mai vie ca oricând. Și cum ai reușit să scapi? E o poveste mai lungă. Oricum am întors ca să terminăm ce am început, dar văd că tu ai început altceva, mamă. Ce e asta? În flasa asta, doamne, ce mă bucur că ești aici! Nu înțeleg, explică-mi și mie cum ai ajuns, unde ai fost atâta timp, ce s-a întâmplat? Spune-mi! E o poveste lungă, dar hai să spun pe scurt. Mădălina a crezut că m-am omorât, însă eu fiind protejată de poliție, am avut veste antiglonț pe mine. Dar ei au considerat că e mai bine să nu știe nimeni că nu a murit și m-au trimis într-un hotel la Baia Mare. Și acolo am stat închisă până acum. Și nu puteai să dai și tu un semn ca să nu mor de inimă? Tu știi că am fost îngrijorată! Nu puteam să dau niciun semn nimănui, crezi că nu te-aș fi sunat? Pe toată lumea aș fi sunat, muream de nerăbdare să ies din hotelul ăla. Dar nu am avut cum, pentru că mi s-a zis că trebuie să par moartă, definitiv. La revedere! Doamne! Doamne, am crezut că leșin când am văzut că ești aici! Și nu mai zic că m-am întors cu noroc! Păi, acum Eugen a primit jumătate din avere înapoi, fiind căsătorit cu mine. Înseamnă că un sfert din avere mi se cuvine mie. Asta înseamnă că ești foarte bogată! Foarte, foarte bogată și pe lângă toate astea am venit exact la fix. Eugen trebuia să căsătorească cu Diana și eu am venit când vrea să spună da. Și ne-am încurcat toate planurile. Păi, dar stai că nu înțeleg, tu de unde știai că eu să se căsătorească? Asta e o poveste mai lungă, așa. De la Baia Mare am mai aflat și anumite lucruri. Doamne, ești incredibilă! Ce să zic, mă bucur foarte mult! Dar spune-mi tu ce e cu... Ei, la mine e o poveste și mai lungă. Am aflat de la prietena ta, Alexandra. M-am întâlnit cu ea ieri la poliție și mi-a zis că te căsătorești, dar nu mi-a venit să cred, nu. Păi da, îți dai seama că dacă domnul Coman nu-i arestează pe ăștia la timp, eu o să fiu căsătorită cu mafiotul ăsta? Păi și ce e așa tragic în asta? Păi pune, te căsătorești, o să fii mireasă, uite ce rochie frumoasă ți-ai luat. Măi, de câte ori să-ți mai spun? Eu îl iubesc pe Radu. Ce crezi că o să zică Radu al meu în momentul în care o să vadă că m-a murit cu altul? Hai mă, că rezolvăm noi pasta cu Radu, nu te mai stresa atâta. Nu uita că acum am întors și o să fiu lângă tine. Înțelegi? Doamne. Hai, vină cu asta în brațe. Am venit la tine. Lui Mircea i s-a mai împlinit un vis.
conform actelor, Vila Mariș este proprietatea firmei, deci și al lui. Și-a luat valiza și a venit să locuiască în casa de care i-a fost dor. He, scumpa mea casă... Uite, m-am întors. Mircea, ce cauți tu aici? Ai probleme cu inima? Hai mă, lasă, zi ce vrei tu. Ce să fie? Am venit să mă mut în casă. Să te muți în casă? Da. Știi ce e aici? Vezi că am verificat actele societății. Existeți rău tu, da? Le-ai verificat? Ce? Te așteptai să nu mă prind? Așa, ce, să te prind la ce? Deci ai mutat casa asta pe societate. Având parte din societate, am parte din casă, sunt proprietar. Și cu alte cuvinte, mă mut în casă. Mircea, asta nu schimbă datele problemei, dragul meu. Tu nu ești binevenit în casa asta. Dragul meu, că vreți, că nu vreți, eu mă mut. Știi ce aveți la Pujneanu? Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Măi, băiatule, dar tu nu poți să locuiești aici mai. Dragul meu, lasă-mă, de ce vrei să-mi strizi ziua? Doamne sfinte, ia uite și pe ăsta. Invitații așteaptă emoționați. Primarul e pregătit, casa e aranjată de sărbătoare. Cine mai lipsește? Mireasa, desigur. Chiar să vede, să vede. Iubito, poți să vii? Cu acordul noastră, aș dori să începem oficierea acestei căsătorii. Stați o secundă. Vă rog, vă rog. Dar de ce să ne grăbim așa? Nu știu, poate n-a venit toată lumea. Putem să mai așteptăm, nu? Ascultăm eventual niște muzică între timp. Dar te-am așteptat până acum o grămadă de timp. Mi-a crescut barba. Vreți să îmbătrânesc? Nu, dar... Cum? Mă gândesc, putem să mai așteptăm. Vreți și vă rog. Da. Vă rog de la țară. Hai, normal. M-ați așteptat, iertați-mă că m-ați așteptat. A venit cât a putut. Ai pierdut rata, nu? Mulțumim, putem începe în momentul de față. Da. Hai, drum. Oficierea căsătoriei, da? Domnișoara Delia Dragnea, de bună voie și nesilită de nimeni, îl luați în căsătorie pe domnul Sorin Mamiron? Mădălina este copilul meu, tată. Nu, Valeria, nu. Pentru că până la urmă tu va trebui să accepti și ideea de a-i spune lui Mădălin că trebuie să plece din casă. Nu poți tu să-i spui? Păi, normal că nu poți să-i spun. Îi spun eu.